Salutare, eu sunt Mihai și astăzi voi face un mic roleplay pe acest joculeț. Dacă vă place, nu uitați de like și subscribe pentru a continua seria. Astăzi vom duce lapte, suntem aici la firmă cu camionul și vom porni imediat către destinație. După cum vă ziceam, mergem să transportăm lapte în Stuttgart, în Germania. Și am plecat cu acest Renault. Un tir foarte puturos. Și după cum vă ziceam, dacă mai vreți serii de genul, nu uitați să bușiți butonul de like și de subscribe pentru a continua seria. Intrăm acum într-un tunel. Deci până în Germania avem foarte mult de condus. Mamă, ce aglomerație! Firul nostru deja a început să o ia prea tare. Ușor că ne apropiem prea rău de asta cu Tiguanul. Dacă ar merge și el. Hello! Ce-a zburat ăla cu tirul. Bă! Mamă, ce șofer idios mâncava și. Pe aici se lucrează și la drum. Vrem și noi să ferim gropile. Pentru că nu vrem să rămânem pe aici cu tirul. Oh, cum pune cum. Adică vreau să aduc laptele întreg la firmă. Avem și un vapor. Da. Mamă, ce trafic, băi, nene. Deci până în Stuttgart avem de mers. Și văd că ăsta cu platforma lui nu vrea să se ducă deloc. Mamă, ce-a luat la pilonul ăla.
Ce face ăsta? Doamne ferește, ce șofer imbecil în ziua de azi. Vezi pe colegul ce tare vine cu Mercedes-ul? Nu avem voie să luăm și noi pe baraj? Nu avem voie, din păcate. Între timp s-a lăsat și ceața. Și măcar e bine că n-am mai prins aglomerații. Stăm și noi un pic curba asta. Bun, ne-am urcat și noi pe vapor. Nu se strâna de mână. Să opresc camionul cu farurile și o să coborăm. Lăsăm tirul frumos aici parcat și mergem să ne uităm, să vedem cum se vede de sus. Da, foarte frumoasă priveliștea. Mai avem un pic și o să ajungem și la port. Acolo văd portul. Și hai să continuăm. Am ajuns și noi la port. Acum ne vom urca. Lăsăm și noi frumos una de mână. Îl pornim. Aprindem luminile și plecăm. Am ieșit și noi din port. Acum mergem cu toată viteza înainte. În afară că plouă foarte rău. E foarte umed pe jos. Îți dau și o fază lungă. Sper să nu vină nimic din față. Da, am plecat cu lapte, am vărsat și laptele, din cauza ploii și umedele am pierdut controlul la tir și acum trebuie să aștept să vină platforma.
voi aștepta platforma și vedem ce se va întâmpla. Bun, platforma a spus că nu poate veni. Tocmai mâine dimineață poate veni. Și voi încerca să o scot de aici. Poate voi reuși. Că am nicio șansă. Deci cam nicio șansă. Aici a rămas blocat. Nu am ce să-i fac. Și chestia e că nu trece nicio mașină pe drum. E pustiu. S-a rămas cu tirul constant, încetenit. Voi opri tirul. Și voi aștepta până mâine dimineață. Dacă v-a plăcut această serie, nu uitați să bușiți butonul de like și de subscribe dacă vreți să mai continuăm. Eu am fost Mihai, v-am